Sâmbătă 5 martie 2022 mă aflu în localitatea Dărmănești din județul Bacău, unde particip la 11-a ediție a expoziției Columbofilă Națională a FRSC. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu un tânăr campion al acestei federații pe zona de nord a țării, mai exact din Volovăz, da? Domnul Costel Vicol, pe care îl salut. Ce faci, Costele? Uite la expoziție un pic. Am văzut că urmăreai aici atent, Armis Porumbei, la categoriile care te interesează pe tine, în special fondul maratonul, nu? Da, la fondul maraton, acolo îmi plac. Cum ți-a mers 2021? Ești mulțumit de rezultate? Știi că în vară am trecut pe la tine. Da, ți-am filmat în crescătorie. Da, sunt foarte mulțumit cum a mers până acum. Când s-a făcut normele, iară sunt mulțumit. Da? Da. Bravo. Cu ce ai obținut mai rezultate mai bune? Mascul, femele? Și. Am înțeles că diseară ridici 5 cupe deasupra capului, nu? Da, la da, ce categorii? Zine și nouă, locurile? Am locul 2 la fond tineret, locul 2 fond maraton tineret, locul 1 și 3 asfond tineret și locul 2 crescător tineret. Bravo! Locul 2 la crescător, da. Rezultate excelente. Da. Te-ai ocupat ca lumea de înseamnă anul ăsta, nu? Da, anul ăsta m-am ținut. Ai stat de ei? De ei. Am și achiziționat porumbei de calitate. De unde ți-ai mai adus păsări? Acum, iarna asta, am mai luat de la Rainer Putman încă 5. A, deci crescătorul care a fost la voi în vizită, nu? Da, da. Oaspetele vostru, acum câțiva ani de zile, nu? 5 bucăți ai luat? Ai fost la dânsul? Nu, nu, mi-a trimis. Ți-a trimis, iar da? Acum, din vreo 3 săptămâni au ajuns ultimii. Și vrei să introduci matcă direct, nu? Da, da, îi bagi, îi bagi în porumbei tăi sau îi faci între ei în prima fază? Acum am făcut între ei un pic, am vorbit cu el, după aia o să-i fac cu alții de-a mie. Da. Dar tot pe fond, nu? Pe ce pe fond, da. Până la 800, cam acolo merg. Da. Ce mai zici? Altfel ce mai zici? Ce noutăți mai ai pe acolo? Noutăți? Prin crescătorie. Cu ce numeric începi sezonul 2022 de zbor? Am în jur de 100. 100. Văduvie, nu? Da, la văduvie. Și mascul și femele, da. Bravo, frumos. Cu pui, ai pus matca la pereche până la momentul ăsta? Da, da, deja am pui la ei mici, nu la toți. Câte perechi de reproducție ai anul ăsta? 22. Mai multe decât anul trecut? Nu, am mai scăzut din ei. Ai mai scăzut, ai văzut? E foarte bine. Da. Te-ai mai rezumat puțin și o să fie rezultatele și mai bune. Da. Sunt perechi noi la reproducție sau te-ai lăsat și din perechile vechi? Am lăsat și din perechile vechi și sunt și noi. Aha. Dintre campionii tăi ai băgat ceva la matcă? Încă nu, văd acum, dar vreau să-i mai zbor la palmares. Bravo, frumos. 2022, ești ambițios? Ce așteptări ai de la 2022? Da, din punct de vedere al zborurilor. Din ce în ce mai bine, acum vedem. Nu prea vrei să ne vorbești. Ți secrete proiectele tale, nu? Nu secrete, dar da, fiecare crescător vrea să facă de la un an la altul rezultate mai bune. Acum vedem cum o să fie. Da, așa e. Concurența a rămas la fel de acerbă la voi? Am auzit că au mai venit concurenți noi. Bravo! Acum. O să fie numeric și mai mare, punctaje și mai mici, e mai bine. E mai frumos când sunt mai mulți. Bravo! Cel mai bun să câștige. Cel mai bun să câștige, nu? Da. Bravo! Felicitări pentru rezultatele obținute și în 2021 și multă baftă în 2022, Costele. Mulțumesc, la fel. Toate cele bune!